Și secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Galați, dedicată bolnavilor de COVID-19, este arhiplină, iar cadrele medicale au fost nevoite să unească paturile astfel încât să încapă mai mulți pacienți. Medicii nu știu ce se va întâmpla dacă numărul pacienților va continua să crească. Prefectul județului susține însă că totul este o minciună. Situație critică la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Galați, dedicată bolnavilor de COVID-19. Inițial secția avea 9 paturi, iar ulterior în interior au mai fost aduse încă 3 paturi. În prezent în secție sunt 14 pacienți, iar altul este așteptat să vină, astfel încât cadrele medicale au fost nevoite să unească paturile. Nimeni nu știe ce se va întâmpla dacă numărul cazurilor va continua să crească. Vedem cum facem cu pacienții, sunt 14 acum la secția COVID. Mai vine un pacient care a fost operat, vor fi 15. Nu avem ce face, unim paturile, bine că nu sunt toți intubați. Doar 8 sunt intubați. Nu știu ce se va întâmpla, dar fizic nu putem să avem mai mult de 18 pacienți. Mai mulți înseamnă că o să intrăm pe secția non-COVID, dar nu e bine. Acum în spital sunt 520 de pacienți, iar la secția ATI sunt 36 de pacienți. Acolo avem 45 de locuri, a precizat directorul Alina Dobrea. Contactat de B1 TV, prefectul județului Galați, Gabriel Avramescu, nu a dorit să comenteze situația, însă a transmis printr-un consilier că știrea este o minciună și că paturile nu au fost lipite. În această săptămână, în județul Galați au fost raportate 8 decese și aproximativ 300 de noi cazuri cu SARS-CoV-2.